Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia lui Noe, o familie deosebită chiar dintre cele din Scripturi, și deosebirea aceasta atât de mare constă în faptul că într-o lume total străcată și afectată de rău, întâlnim o familie întreagă pentru Domnul. Aici este marea curiozitate și marele contrast din vremea potopului. De altfel, este și un aspect care îl întâlnim de-a lungul istoriei. Nici într-o vreme Dumnezeu nu s-a lăsat fără oameni care să-L slujească. Chiar și atunci când întreg pământul era plin de sălnicie, era plin de răutate și chiar făpturile animale își străcaseră calea, Dumnezeu a avut și în aceste vremuri de criză, de cădere spirituală, oameni care să-L slujească. Chiar și când în Israel, în timpul lui Ilie, el a crezut că a rămas singur, Dumnezeu i-a spus: Ilie, mai am încă 7000. Și după cum la potop a scăpat acea familie care i-a slujit Domnului, la fel și în timpul lui Ilie i-a spus Dumnezeu lui: acei 7000 care nu s-au închinat lui Baal vor scăpa cu toții. Să știți, orice vremuri vor veni pe pământ, chiar dacă lumea de astăzi se va asemăna cu lumea lui Noe, Dumnezeu nu se va lăsa fără credincioși adevărați și încă oameni neprihăniți, oameni care vor rămâne la nivelul chemării lui Dumnezeu și în standardul de neprihănire cerut de El. Oamenii lui Dumnezeu, adevărați oameni ai Lui, chiar când a căzut nivelul moralității și a stării lumii din jur, ei cu niciun chip, ba dimpotrivă, contrastul a fost cu atât mai evident. Ei au rămas credincioși și fideli legământului încheiat cu Dumnezeu și principiilor sale. De asemenea, un aspect special la această familie este că aproape totul se învârte în jurul lui Noe. Dumnezeu discută cu Noe, Noe poartă toată răspunderea asupra lui. Familia, măcar că a fost scăpată în întregime, nu apare în evidență cu anumite acțiuni semnificative, deosebite. Probabil Noe a condus întreaga activitate, el fiind autorul moral și principal al întregii lucrări de atunci, dar și în acest caz, ce este frumos în dreptul familiei lui, că s-a supus fără ezitare și l-a urmat întru totul pe acest om de elită extraordinar. Știți, cartea lui Ezechiel, capitolul 14, precizează trei oameni excepționali și spune acolo, dacă ar fi într-o cetate, Noe, Daniel și Iov. După cum în timpul lui David erau câte trei și apoi alții trei ostași speciali, deosebit de viteji, se pare că și Dumnezeu îl include pe acest Noe în primii trei oameni ai Săi. Și familia doar atât a făcut, l-a urmat și îndeaproape l-a însoțit în această neprihănire pe Noe. Haideți mai întâi să analizăm pe el sub aceleași aspecte care au făcut-o și în dreptul lui Adam și Evei. Anume relația cu Dumnezeu, relația cu familia și apoi relația cu ceilalți și cu lumea din jur, chiar cu spiritele rele. Noe, numele său însemnând mângâiere sau odihnă, și amintiți-vă ce a spus Lamech, tatăl său, în Genesa, capitolul 5, versetul 29, când l-a născut și i-a pus acest nume, zicând, acesta ne mângâia pentru ostenelele și truda mâinilor noastre. Există posibilitatea ca să fi fost o făgăduință în dreptul acestui copil. Și Lamech, pe baza acestei făgăduințe, să fi spus această expresie, acesta ne va mângâia. Să fi fost o profeție, cum că și copilul care se va naște va avea de făcut, de efectuat o lucrare deosebită înaintea Domnului. S-ar putea să nu fi fost aceasta, s-ar putea să fi fost numai o călăuzire a tatălui său Lamech. Făcând socoteala anilor în care au trăit și s-au născut, Lamech, tatălui Noe, a murit cu 5 ani înainte de potop, iar Metusala a murit exact în anul potopului. Biblia nu ne spune, dar noi îndrăznim să credem că nu de potop a murit, ci se spune, nu știu câte se de exact, că și Metusala însemna când el pleacă, el vine, atunci când va muri Metusala, va veni potopul. Deci aceasta pentru că credem că și cei
10 patriarhi de la Adam la Noe sunt toți oameni care vor fi mântuiți, oameni al lui Dumnezeu. În această idee am spus că Metusala și Lamech credem că vor fi mântuiți. În ce privește lumea dinainte de potop, lumea în care s-a încadrat noi, vreau să amintim 7 lucruri, 7 mărturii, 7 elemente ale cunoașterilor. Cunoașterea noastră de astăzi se bazează pe Scripturi și pe prezența Duhului Sfânt trimis după Rusalii. Ce aveau la bază oamenii dinainte de potop? Ei nu aveau Biblia. Pe ce anume se puteau baza ei, după ce se puteau ghida ca să asculte și să înfăptească voia Domnului? Și aveau 7 lucruri la îndemână. Primul, mărturia naturii. Spune Romani, capitolul 1, începând cu versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște, deci este vorba de cunoașterea lor, despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. În primul rând, chiar la oameni și la întreaga natură materială. Aceasta era o dovadă a cunoașterilor despre Dumnezeu. Ei când se uitau la natură și când le spuneau strămoșilor că i-a creat Dumnezeu și că i-a expulzat apoi din rai, era una din dovezile și din argumentele celor care credeau și îl slujeau pe Dumnezeu. Un al doilea argument, Romani capitolul 2, este vorba de mărturia cugetului. Cugetul a intrat în funcțiune în om imediat după căderea în păcat. Romani 2 cu versetul 14. Căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Aveau o lege scrisă în cuget și în inimă, oamenii dinainte de potop. Și de aceasta, într-o anumită măsură, puteau ține cont când era vorba să facă binele sau răul. Un al treilea punct al cunoașterii lor era făgăduința dată că va veni un salvator. Geneza 3 cu 15. Nu știm exact în câte detalii a fost lărgită această făgăduință, dar i s-a spus femeii și șarpelui că sămânța femeii va zdrobi capul. Deci că va veni cu vremea unul care va da o izbăvire. Un al patrulea punct al cunoașterii lor este acea cunoaștere, acele cunoștințe despre jertfe. Vă amintiți? În capitolul 4 am amintit căci Cain și Abel au adus Domnului câte o jertfă. Noe, chiar în textul pe care îl studiem, a adus Domnului jertfă. Avram și ceilalți mai târziu. De unde? Cum s-au păstrat aceste cunoștințe despre jertfe? Pe ce cale le-au primit? Biblia nu ne spune. Dar în mod sigur, Dumnezeu i-a informat asupra mai multor legi. De exemplu, noțiunea de animale curate și necurate apare încă din timpul lui Noe. I s-a spus să ia 7 perechi din cele curate și doar câte o pereche din cele necurate. Dar nu ni se spune în versetele anterioare când i s-a spus pe ce criterii să facă deosebirea și selecția între animalele care sunt curate și care nu. Deci atât despre jertfe, cât și despre animale, pentru că ele se leagă împreună, că nu puteau aduce jertfe animale care nu sunt curate, înțelegem că ei au mai primit un set de instrucțiuni, de porunci de la Dumnezeu, care nu sunt specificate aici în Cartea Genesei. Un al cincilea punct al cunoașterii lor este propovăduirea unor adevăruri, propovăduirea neprihănirii, ne spune 2 Petru 2 cu 5, despre Noe. Și dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii? Se pare că niște noțiuni despre adevăr, despre sfințenie, s-au păstrat din om în om, pe cale orală, și patriarhii, acei oameni fără de care Dumnezeu nu s-a lăsat nici într-o generație, au predicat aceste lucruri. Uitați, și noi le-a predicat fără succes, dar aceasta nu l-a împedicat, măcar că lumea era stricată din ce în ce mai tare, să coboare nivelul neprihănirii. Și a trăit acea neprihănire la acel nivel și a predicat-o în același timp. Pentru că există o interdependență și o legătură care nu poate fi pusă la îndoială între ceea ce predici și ceea ce trăiești.
cu vremea se vor afecta sau se vor îmbunătăți una pe cealaltă. Epistola lui Iuda, în versetul 14, și pentru ei a prorocit Enoch. În vremea respectivă Dumnezeu a avut proroci și eu cred că n-a avut doar unul pe Enoch. Este un caz dat, dar Dumnezeu a avut mai mulți. A prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, ia uziți cum arăta o prorocie înainte de potop, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Era în vremea aceea de stricăciune proroci care afirmau și țineau adevărul în picioare. Și un al șaptelea punct al cunoașterii și al lucrării lui Dumnezeu cu oamenii dinainte de potop este lucrarea Duhului Sfânt. Nu în forma care o avem acum în biserică, dar citim în Geneza capitolul 6, versetul 3, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Și jos la subsol ne se spune că nu se va lupta sau nu va stăpâni. Duhul Sfânt și atunci efectua o lucrare la nivelul omenirii, ca să-i convingă pe oameni și să lucreze la neprihănirea lor în dreptul celor care vor vrea. Deci să ținem cont într-un fel de aceste șapte motive, șapte lucrări, șapte capitole ale cunoașterii oamenilor dinainte de potop despre Dumnezeu. Este posibil, având în vedere ceea ce scrie în Vechiul Testament, să fi fost și îngerii implicați ca niște duhuri slujitoare în acea perioadă, dar pentru că nu avem referințe clare, nu ne oprim asupra acestui fapt. În mod special avem redat aici în Cartea Genesei lucrarea lui Noe, poziția lui, relația lui cu Dumnezeu în vremea potopului. Citim mai întâi în capitolul 6, versetul 8. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Motivul pentru care, versetul 9, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Două lucruri l-au făcut pe Noe să capete trecere înaintea Domnului. Și acele două lucruri, dacă vreți, sunt valabile și astăzi. Primul, a fost neprihănit și fără fată, pentru că împlinea poruncile. Noe n-a avut o Biblie în forma în care o avem noi. Noe, după cum Adam odinioară, a avut un set de porunci. Păzirea acelor porunci pentru el a însemnat umblarea fără pată și neprihănirea. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. A împlinit poruncile care le-a avut el la momentul și la nivelul lui. Și al doilea lucru, partea a doua a versetului 9, Noe umbla cu Dumnezeu. Această expresie, umbla cu Dumnezeu, mă apare în capitolul 5, versetul 22. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Se pare că este expresia consacrată pentru oamenii care le umblau călăuziți de Duhul, care trăiau într-o comuniune cu Dumnezeu. Este ceea ce în Noul Testament se spune, era plin de Duh sau era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Noi am avut aceste două activități înaintea lui Dumnezeu în relația cu El, ceea ce i-a dat har și milă înaintea Domnului. A păzit cuvântul care l-avea El din partea Domnului, asta a însemnat neprihănire și a doilea, umbla cu Dumnezeu. Avea o relație cu Dumnezeu. Și pe ce bază spun aceasta? Spune versetul 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe. Noe n-a rămas în relația lui cu Dumnezeu doar la niște porunci pe care le primise cândva înainte. Noi continua să aibă o relație cu Dumnezeu, cum noi avem acum prin Duhul Sfânt, și premia din când în când mesaje din partea Domnului. Vedem în această lucrare a potopului că cel puțin de patru ori și chiar de mai multe ori, Dumnezeu a vorbit cu noi. Deci, repet, cele două lucruri care i-au statornicit poziția lui Noe înaintea Domnului și l-au salvat de la potop a fost împlinirea, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu, umblat sub călăuzirea Duhului Dumnezeu care se lupta și în acea vreme, numai în majoritatea oamenilor din lume, de fapt în toți, fără de succes. Dar cu Noe a avut această biruință.
Aceasta a însemnat pentru el trăirea prin credință. Oricum, nu este ușor. Noi avem frați de credință cu care ne întâlnim la biserică și ne întărim și ne zidim. Dar imaginați-vă să fiți singur, numai dumneavoastră cu familia. Ce catastrofă și ce greu ar fi în lumea aceasta să-ți duci neprihănirea la acest nivel. Totuși, umblarea lui cu Dumnezeu, părtășia lui permanentă și din când în când mesaje de la Dumnezeu l-au făcut să rămână tare și încă să poată nu numai să trăiască și să propovăduiască o neprihănire specială pe care o cunoștea de la Dumnezeu și din izvoarele care le-am amintit înainte. Haideți să vedem acum cele patru mesaje speciale pe care le-a avut Dumnezeu pentru noi. 6:13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe. I-a comunicat Dumnezeu lui Noe ceva cu totul neobișnuit. Noe, lumea aceasta care i-am creat-o cu 1000 și ceva de ani în urmă, o distrug până la ultima fărâmă. Vor scăpa pești și ce sunt în ape. Dacă Noe, vă întreb, n-ar mai fi primit până atunci mesaje de la Dumnezeu și vocea aceasta îi se părea nouă, putea să creadă el așa ceva? Cineva care niciodată nu ți-a spus nimic și vine într-o dată că spune niște lucruri paradoxale, anormale, cu totul ieșite din comun, l-ai crede? Eu cred că Noe atât era de sigur pe ce spune Dumnezeu, încât ne spune Biblia aici că n-a pus deloc la îndoială. I-a spus niște lucruri total deosebite de ce avusese loc până atunci, de ce credea lumea din jur. Dar relația de până atunci a lui Noe cu Dumnezeu l-a făcut să creadă tot mesajul ce i-a spus Dumnezeu. Și îi spune aici Dumnezeu în versetul 14, dacă ar fi fost numai o informație așa bombastică, banală, să fi zis Noe, da, cred. Dar aceasta l-a supus pe Noe la o muncă. I-a spus, Noe, uite ce spun, versetul 14, fă-ți o corabie din lemn de gofer, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe, o muncă migăloasă. Nu știu exact în ce măsură l-au ostat oamenii din jur, nu știu exact de ce fonduri, materiale și bănești dispunea Noe la acel moment să se apuce de o asemenea muncă, o corabie de vreo 100 și ceva de metri de lungă, vreo 30 de lată, vreo 20 de înaltă, o muncă. Și să ai bază sigură numai în familia ta, 8 persoane, 4 bărbați și 4 femei. Oricum, ceilalți din jur erau oameni stăpâniți de diavolul, care putea oricând să-i joace o farță și să-i dea o lovitură contrarie. Iată cum să faci. Corabia să aibă dimensiuni respective, să faci. Vedeți? În fiecare din aceste trei versete apare această expresie. Versetul 14, fă-ți. Versetul 15, iată cum să o faci. Versetul 16, să faci. Neprihănirea lui Noe n-a constat numai în credință, că a crezut pe Dumnezeu. Ce simplu e să spui, uite, Noe, fac un potop și tu să crezi că eu te scap. Credința lui Noe s-a materializat în fapte. El a avut de făcut, de făcut și iar de făcut. De trei ori, fă, fă, fă. Și nu ceva ușor. Și total contrar a ceea ce se întâmpla și la ceea ce era atunci, în vremea respectivă. Și apoi spune Dumnezeu, versul 17, și iată că eu am să fac, Noe, asta faci tu și asta fac eu. Eu am să fac să vină pe pământ un potop de ape, să nimicească tot, dar cu tine fac altceva, un legământ. Spus Noe, uite, trebuie să facem împreună o lucrare. Asta te privește pe tine, trebuie să faci tu, asta mă privește pe mine și fac eu. La fel este și acum. În lucrarea de mântuire, de salvare din această lume, sunt lucruri care ne revin nouă de făcut. Imaginați-vă că ar fi pus Dumnezeu niște îngeri să trimită o echipă așa cum mai vine ori din Occident și stau în concediu în România și construiesc știu eu ce. Să fi trimis o echipă de îngeri să-i facă la noi corabie. Poate nu ne-ar fi părut bună această idee, dar Dumnezeu a spus, nu, asta îți faci tu, asta este partea ta. Uneori mă uimește din Biblie anumite greutăți la care i-a supus Dumnezeu pe slujitorii lui. Oameni deosebiți din Biblie au avut de îndurat munci grele și situații deosebite. Amintiți-vă de suferința lui Israel în Egipt. Această muncă titanică a lui Noe, de fuga lui David, de chinurile alea la care îl punea Dumnezeu pe profetul Ezechiel. Stai 300 de zile pe o parte, 40 de zile pe altă parte. Și multe alte, multe lucruri grele. Și ne gândim cum i-a pus Dumnezeu pe oamenii lui la asemenea situații. Bineînțeles, explicațiile sunt diferite. Probabil, în paralel cu neprihănirea care a provăduit-o Noe, Dumnezeu a vrut
să se ocupe de oameni, să spun, uite, eu nu numai că spun aceste lucruri, eu și le fac. Eu nu numai că vă propovăduiesc că vine un potop de ape, dar uite, eu muncesc efectiv la această corabie, nici așa nu mă credeți. Nimic nu este fără sens și fără valoare la Dumnezeu. Orice muncă, cât ar fi de imensă, cât ar fi de neînțeleasă, orice suferință, toate au explicație și sens. Numai trebuie să vedem, la vremea cuvenită, rostul lucrurilor și înțelesul tuturor acestor situații. Vedeți, Dumnezeu l-a tratat pe noi deosebit de toată lumea. Nu i-a avut preț înaintea Dumnezeu și a spus, cu tine fac un legământ. Și în rest, toată lumea, pentru ei, fac altceva, cu ei alt plan. Aceasta este numai și numai pentru tine. Și spune versetul 22, așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. N-a modificat nimic, nici la cămăruțe, nici la corabie. A făcut cum îi poruncise Dumnezeu. De astfel de oameni are nevoie Dumnezeu și acum. Vreți să ne dea Dumnezeu o schiță mai aparte decât ce e scris în Biblie? Nu trebuie să facem nimic altceva. Numai cum îți spune Dumnezeu? Fă-ți cămăruțele cum îți spune și execuți totul la parametrii la care ți-a dat El. Când s-a construit mai târziu cortul și apoi templul, nu era voie să să existe vreo abatere. Și spune Pavel în Noul Testament 1 Corinteni 3, fiecare să ia bine seama cum clădește. Să respectăm acești parametri pe care i-a dat Dumnezeu oamenilor. Spunea Domnul în Evanghelie că în vreme ce Noe construia, și oamenii construiau, nu? Zideau, sădeau, construiau în paralel. Mă gândesc, erau și oameni ca și noi. În mod sigur, Noe, cu concepția lui de atunci că vine potopul, și mai sunt atâția ani până vine potopul, sigur, nu-și făcea nu știu cât de multe lucruri în lumea aceasta. Aceasta nu înseamnă să nu ne facem o casă. Dar înseamnă, în primul rând, ce a spus Domnul, căutați mai întâi împărăția. Și atunci toate celelalte se vor da. Ceilalți zideau, construiau în lumea aceasta. Noe și-a dedicat activitatea de bază, construirea acestei corăbii. Și pe lângă asta am avut timp și să propovăduiesc. Oricum, asta i-a luat mare parte din timp. Adevărul e că nouă celor care suntem creștini, viața de biserică, activitățile sfinte ne iau o mare parte din timp. Față de ceilalți care au timp pentru alte lucruri. Dar să știți că în final se va merita această activitate. Versetul 7, apare Dumnezeu din nou. Să știți, Dumnezeu și la noi ca și la Avram, nu din când în când apărea. Dumnezeu nu toată ziua ne vorbește, nu îți vorbește, te lasă să faci și după vreme vine să uite să vadă ce ai făcut și spune, bun, hai, mergem mai departe. Domnul a zis unui noi, intră în corabie, tu și toată casa ta. Că te-am văzut fără prihană. În ce a constat această fără prihană a lui Noe de la prima ședință până la a doua? Eu cred că în execuția cu rigurozitate, așa cum a spus Dumnezeu la construcția corabiei, în propovăduirea la același nivel a neprihănirii date de Dumnezeu. Ia cu tine 7 perechi, așa, așa, căci după 7 zile voi face să ploaie, vestul 5, Noe a făcut cum îi poruncise Domnul. Prima dată a făcut corabie, apoi a spus lui Noe, acum ia animalele bun, le iau, a făcut asta, pe etape. Cum mi-a spus, așa făcea. Și apare tot mereu această expresie, a făcut cum îi poruncise Dumnezeu. Apoi și-a făcut și Dumnezeu partea lui, versetul 16, facem pagina. Cei ce au intrat în corabie erau animalele, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis ușa după el. De intrat în corabie, a intrat Noe cu picioruțele lui. Nu l-a luat Dumnezeu de mână, Dumnezeu nu m-a închis ușa. Iarăși apare evidentă lucrarea omului și lucrarea Domnului. Apoi, mai târziu, în 8:15, după ce s-a terminat potopul, spune, atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis, ieși din corabie, tu, nevasta ta, fiii tăi, scoate afară împreună cu tine toate celelalte viețuitoare. Dar până atunci Noe a încercat cu corbul, a încercat cu porumbelul. Dacă îi spunea Dumnezeu să iasă când era un cap pe pământ, putea să creadă că asta e o voce care nu vine de sus, Doamne, dar unde să ies? Dar vedeți cum a venit mesajul de la Dumnezeu exact la vremea potrivită. Noe a încercat până atunci cu mijloace omenești, normale, să vadă când se poate ieși afară. Dar mesajul de la Dumnezeu a coincis cu mersul evenimentelor. Că Dumnezeu nu greșește. Și când vine cu un mesaj, vine exact la fix. Încât toate concură una cu cealaltă.
Apoi mai întâlnim o altă expresie al Dumnezeu către noi, capitolul 9. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, dându-le acea poruncă și păgăduință să crească, să mulțească, să umble pământul. Și spune apoi în versetul 8, Dumnezeu a mai vorbit lui Noe. Și în continuare, Dumnezeu a rămas să comunice cu Noe. Și a comunicat cu el mereu, mereu. Noe a avut acea eclipsă în viața lui cu vinul când s-a îmbătat. Dar în rest, Noe a continuat să asculte de poruncile Domnului pe care le avea ca o bază, cum avem noi cuvântul, și apoi tot mereu să primească mesaje de la Dumnezeu, potrivit cu lucrarea ce o are de făcut. Indiferent de ce făcea lumea din jur, Noe știa care este statutul lui înaintea lui Dumnezeu, un statut de ascultare. Ce apare aici frumos și diferențiat deja, este că Dumnezeu începe să vorbească și copiilor săi. Dumnezeu vrea și cu generațiile următoare să-și ducă lucrarea să-și continue mai departe. Numai copiii să vrea să, spune versetul 1, Dumnezeu a binecuvântat pe noi și pe fiii săi și le-a zis tuturor ceea ce aveau de făcut mai departe. Au apărut niște porunci noi, cum ar fi modificarea condițiilor de hrană. Dacă până la potop oamenii mâncau numai pomi cu roade și iarbă cu rod, după potop, spune versetul 3, tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană. Vi le-am dat împreună cu iarba verde care se dăduse deja înainte. Și le-a fost oprit, era vorba de sângele, care trebuia să simbolizeze jertfele. Haideți să îl vedem acum pe Noe, în relația cu familia lui. Cum a reușit omul acesta, într-o lume stricată, să-și țină soția, 3 băieți și 3 norori, în sfințenie și neprihănire? Este ceva foarte frumos. A desfășurat Noe 2 activități, una spirituală și una materială pentru familie. Cea spirituală spune în 6:18, dar cu tine fac un legământ să intri în corabie tu și fiii tăi. Se pare că aici Dumnezeu a discutat numai cu Noe. Dar Noe, eu cred câteva lucruri, a transmis familiei lui mesajele așa cum le-a dat Dumnezeu. Ce a spus Dumnezeu lui Noe, aceea a spus Noe familiei lui. Și aceștia au văzut că și cuvântul tatălor are efect și are putere. Cum spune tata, așa se întâmplă. Pentru că și Dumnezeu efectiv vorbea prin gura lui Noe. Mi-amintesc când spunea un frate bătrân care a avut 6 copii, toți sunt la credință și oameni deosebiți. Zice, spunea el, ca și copiii să ajungă să-L creadă pe Dumnezeu, este un imperativ major. Tata tot ce vorbește să fie cu greutate și cade la Dumnezeu. Și atunci ei vor învăța, tata vorbește ca din partea Domnului. Și dacă și tata trebuie ascultat și Dumnezeu de asemenea, și ei au înțeles lucrul acesta. Până la un moment dat, Dumnezeu nu a discutat cu fiul lui Noe nimic, nici cu familia, numai cu Noe. Dar Noe în așa fel a pus problema. Cu asemenea seriozitate, cu asemenea neprihănire s-a portat, încât a fost decrezut în familia lui. Se pare că există o diferențiere între Noe și Lot. Dincolo, credeau că glumește, dincolo nevasta lui Lot era cu totul diferită de nevasta lui Noe. Se pare că nevasta lui Noe, măcar că nu este scris numele în Biblie, a fost și va rămâne o soție deosebită în istoria biblică. Și mai târziu, după ce le-a vorbit, se pare că i-a implicat Noe în toate aceste lucrări. Doar nu credem că de unul singur a făcut corabia. Cred că i-a implicat în viața sa spirituală, în viața sa de părtășie cu Dumnezeu, la altarul care l-a făcut să fie și el prezent. Noe a zidit un altar Domnului, a luat din dobitoacele curate și mai târziu ni se spune în capitolul 9 cu 20 ce activitate depunea Noe, activitatea materială. Atât pentru timpul cât a stat în corabie, cât și pentru timpul de după corabie, Noe a fost omul care s-a îngrijit și de partea materială, ca copiii și chiar animalele care le-a dat Dumnezeu în grijă să fie asigurată hrana lor. Le-a asigurat, într-un fel spus, hrana spirituală și cea materială. Și ceea ce este frumos aici, spune capitolul 7, versetul 13, în aceea zi au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Iafet, fiul lui Noe, nevasta lui Noe și cele 3 neveste ale fiilor lui cu ei.
Ce frumos e la botez când se botează în aceea zi și părinții și copiii. Cam așa au fost la noi. În aceea zi s-au botezat cu toți. În aceea zi au intrat cu toți în corabie. Ce sărbătoare frumoasă a fost pentru familie. Ei deja vedeau apele potopului. La fel ar trebui să fim și noi de conștienți când facem acest act. În 1 Petru 3 este asemănată intrarea în corabie cu intrarea în botez. Văzându-i pe toți ceilalți cum se pierd și va veni focul de data aceasta peste ei și pe această familie salvați. De aceea, să învățăm puțin de la noi. Ce a făcut, ce n-a făcut, Biblia nu ne spune prea multe și nu putem să spunem nici noi mai multe, dar a reușit toată familia să o introducă în corabie în aceea zi. Încă nu numai soția și copiii, chiar și nurorile au intrat împreună cu el acolo. În ce privește relația cu lumea din jur, putem să constatăm, cum spune Ioan în 1 Ioan 5 cu 19, că toată lumea zace în cel rău, noi e umblat cu Dumnezeu și toată lumea cu diavolul. Nu ni se spune să mai fi avut Dumnezeu vreo relație cu vreo altă familie. Era singurul. Cât privește raporturile, că de relații nu poate fi vorba între noi și spiritele rele care se luptau în acea vreme, nicio referință. Exact cum a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Acum vine cel rău, dar el n-are nimic în mine. Se pare că trăia noi în lumea aceasta ca și cum n-ar fi diavolul. Nu că noi n-ar fi fost ispitit de diavolul, că doar nu l-au cruțat noi pe diavolul. Dar în așa fel a stat lângă Dumnezeu, în așa statură și neprihănire a stat, încât parcă n-ar fi fost diavol. Și când te uiți la câte unul cum trăiește, zici că el n-are ispite și pe el nu-l ispitește nimeni. Că este biruitor, este deasupra. Și altul zici că diavolul e tot pe el. Păi diavolul pe la toți merge, că și la Domnul s-a dus. Dar dacă știi cum să te porți, cum să-l abordezi pe diavol și cum să-și duci viața, ești biruitor. Altfel, ești tot cu înfrângeri. Cât privește relația cu oamenii din jur, așa cum spunea Domnul în rugăciunea sa din Ioan 17, despre ucenici, ei sunt în lume, adică fizic, trăim în lumea aceasta, dar ei nu mai sunt din lume. Nu știu cum de n-a avut lumea aceasta niciun efect asupra lui Noe. N-a făcut cu ei niciun compromis, n-a negociat nimic. Noe cu lumea din jur a trăit ca fără ea. Credeți că în vremea aceea n-au fost anumite autorități, n-au fost anumiți oameni cu influență, oameni care încercau să pună adevărul undeva pe la jumătate? Nu e nimic. Noi a trăit ca și cum n-ar fi fost oameni răi și nici diavol. El umbla cu Dumnezeu, făcea pe corabie și parcă toată lumea lui dădea pace. Nu că îi dădea pace. Se pare că n-avea el treabă cu ei. Și ba dimpotrivă, nu era un om care a trăit pusnic undeva. Că le propovăduia neprihănirea. Și chiar în această stare a reușit să se păstreze, cum spune, religiunea curată. Să te păstrezi neîntinat de lume. Doamne, ajută-ne la aceasta. În timp ce facem și noi pe corabie, să putem intra cu familiile deodată în aceeași zi și cu lumea să n-avem nimic și cu diavolul nici atât. Și atunci va fi tare, tare bine. În ce privește relația cu lumea animală, v-ați imaginat cum au intrat aceste animale în corabie? Oricum, nu a mers Noe să le prindă, două câte două, să prindă câte o curs sau cu știu eu ce alții mijloace. Vă amintesc câteva cazuri din Biblie care dovedesc că animalele ascultă de Dumnezeu cum le spune când e vorba. A spus Dumnezeu în profetul Isaia despre Babilon. Va fi nimicit și nu va rămâne aici nimic și aici voi aduce animalele. Duhul Domnului va chema toate aceste sălbătăciuni. Apoi, în cazul lui Daniel, în groapa cu lei, animalele au stat foarte cu minte. În acel caz când prorocul de Iuda s-a dus la Betel și s-a întors înapoi și a intrat să mănânce, a ieșit un leu, l-a mâncat pe el, dar pe măgar nu. În multe, multe cazuri din Biblie, cum ar fi plăjile din Egipt, cum ascultau toate broaștele să vină, dar toți în țară deodată. Animalele execută ordinele lui Dumnezeu. Le comandă să vină toate la apel, toate vin. Le comandă să vină numai unile, numai unile. Le comandă ce să mănânce, ce să facă și execută întocmai. La Dumnezeu și lumea animală execută și stelele. Și lumea materială. Se miște cum vrea, când Dumnezeu cutremură pământul sau face alte lucrări în univers, în spațiu.
Când va aduce focul, va declanșa, știu eu, va schimba traiectoria pe orbita anumitor corpuri cerești. Toate acestea execută de Dumnezeu, cum ar fi ceva teleghidat. Și totul se execută în tocmai. Așa că nu-i de mirare, Dumnezeu și-a dat dovada și în alte situații, cum au intrat animalele în corabie. E simplu. Le-a pus Dumnezeu ceva în minte și, fain frumos, au intrat în corabie. Nu știu, le-a făcut scară, nu le-a făcut de acces. Pe unde a intrat, cum au intrat, faptul că nu s-au mâncat leii cu ălalt, e foarte simplu. Și asta spune în Isaia, nu? Căci mielul va sta împreună cu alt animal feroce și nu-și face niciunul nimic. Și în corabie n-a fost posibil așa ceva? Bă, foarte posibil. Pentru cine îl crede pe Dumnezeu și știe de ce e în stare Dumnezeu, totul e de crezut. Ei, un astfel de om poate să creadă cum a născut Maria de la Duhul Sfânt, cum s-au dus animalele în corabie, cum nu l-au mâncat așa, cum s-a înălțat Ilie la cer, cum ne vom înălța și noi, cum vine Duhul Sfânt în noi. Biblia e plină de astfel de lucruri miraculoase, care fizic nu se pot întâmpla. Dar la Dumnezeu, astea sunt foarte simple. Și spunea Dumnezeu, când Sara a crezut că e în vârstă și nu mai poate să nască, este oare ceva prea greu pentru Domn? Nu, nici într-un caz. Până aici despre Noe, pentru că vreau să amintim câteva lucruri și despre soția lui și despre copii și nurori. Cei trei copii, Sem, din care se trag cananiții în mod special, semiții, însemnând renume, om cu vază, semiții de fapt, Ham al doilea, care înseamnă cel negru, din care se trag popoarele cananite, Egiptul, posibil cei din Africa, și Iafet, care înseamnă răspândire, din el în mod special se trag indo-europeni. Din acești trei oameni s-au răspândit peste toată fața pământului ulterior. Despre acești șapte oameni, Biblia ne spune foarte puțin, în mod special despre aceste femei. N-apare numele niciuna dintre ele. Dar ce-i foarte interesat, de exemplu, la soția lui Noe? Apare atât de ștearsă personalitatea ei, încât de după Noe nu se vedea deloc. Vă spuneam că este o diferență între ea și soția lui Lot. A lui Lot, așa de bine se vedea nevasta de după el, de-a rămas până în ziua de astăzi să se vadă. Ieșa ea în evidență. Făcea opinie separat, dar a lui Noe s-a încadrat atât de frumos în spatele lui. Nu cred că și-ar fi putut ține copiii dacă soția nu se încadra atât de frumos în coloană după el. Străca rândurile. Dar nevasta s-a încadrat după el și copiii și nurorile au avut exemplu cel mai autentic în față. O nevastă care s-a încadrat exact după bărbat. În ce privește relația ei cu Dumnezeu, o relație de credință, căci nu cred că ei au fost mântuiți numai prin noi. Au avut și ei starea lor din prejinte înaintea Domnului. Dacă nu știți ce făceau, dacă nu erau credincioși, pe acolo prin câte cămăruțe avea corabia și ascundeau fiecare niște dumnezei străini. Dar sigur, în cămăruțele alea intra apă, pe unde nu știu, dar intra. Dacă așa făceau. Dar nu au avut relație cu așa ceva. Relația ei cu Dumnezeu a fost una directă, cred, dar una prin noi în primul rând. A rămas fidelă și asociată soțului ei în acest legământ special și sacru. Credeți că ea nu a avut părinți? Nu a avut și ea frați și surori care să o destabilizeze și să o dezorienteze? Dar nu, parcă n-avea rudenii. Nimic despre rudenii ei să fie afectat. Ea a rămas credincioasă lângă noi. În ce privește relația cu familia, a dat dovadă față de soț de supunere, față de copii, cred, de o bună educație. Spune cartea Proverbelor că soțul, tatăl, nu va putea să facă dacă soția nu-l ajută. Și cei mai frumos, soacra cu trei nurori din corabie. Cum au reușit să înțeleagă împreună? Să țină nurorile aproape de ea și în credință și în bună înțelegere. Nu știu exact dacă rolul hotărător în convertirea celor trei nurori l-au avut bărbații, l-au avut Noe. Nu știu exact care au avut rolul hotărător, dar în mod sigur, nevasta lui Noe a jucat un rol important în relația cu acele trei nurori ale ei. Și au stat un an împreună în corabie și a reușit, mi se pare mie, să facă ce a făcut Naomi pentru Rut. Pentru că acele trei nurori ale ei aveau fiecare familia ei, familia lor. Avea și Noe trei rânduri de cuscri. Și și-au lăsat fiecare părinții lor și dumnezeii lor și rudenile lor și au făcut ce a făcut odinioară Avram. Și s-au alipit de această familie, căci au văzut-o că urmează pe Dumnezeu. Exact aceeași expresie care apare în Rut, capitolul 1, în acel motto pe care îl pun unii să-l pună mirii. Nu spune numai acolo unde vei muri, tu voi muri și eu, ci spune Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.
Ei au constatat că Dumnezeul lui Noe este Dumnezeu cel adevărat. Și s-au dezlipit de familia lor, de părinții lor și s-au lipit de socrii. Și bine au făcut că au făcut așa. Și nevastă lui Noe a putut și a știut să le țină împreună, într-o sfântă unitate. În ce privește relația nevestei lui Noe cu lumea din jur, foarte frumos. N-a putut să o inducă în eroare, ci a rămas fidelă și aici am îndemnat noi surorile. Uneori cădem noi la acest examen și lumea din jur dă să ne influențeze, să scădem și să mai scăpăm din nivelul și din standardele și din toate lucrurile care țin de neprihănire și de această corabie. Fiți în acele momente pentru noi un ajutor potrivit, iar când noi ținem, rămâneți doar lângă noi în aceasta, ca să putem împreună cu copii, și dacă vor fi să se căsătorească copii, împreună cu ei toți, să intrăm în corabie și Domnul să ne ajute. Cât privește copiii lui Noe, se pare că l-au urmat pe tatăl lor, s-au înțeles bine, excepție acel incident al lui Ham din capitolul 9, când Noe s-a îmbătat. Ceilalți doi oricum au dat dovadă de un respect deosebit față de tatăl lor și Ham, pentru ce a făcut, și-a luat pedeapsa. Aici Noe și el a greșit puțin că l-a blestemat. Un blestem întemeiat, Biblia spune în cartea Proverbe că blestemul, cum sare vrabia încoace și încolo, așa nu nimerește blestemul întemeiat. Dar se pare că blestemul întemeiat, nu deja Biblia spune să nu blestemați. Are un efect. În cuvânt există o putere. Și să știți că acel blestem s-a împlinit în dogme. Uite, urmăriți în capitolul 9. Blestemat să fie Canaan. Și să fie robul robilor fraților săi. S-ar putea sclavia să aibă o legătură chiar cu acest blestem. Și au fost robi. Și s-a împlinit și cealaltă parte a profeției. Dumnezeu să lăgească locul este stăpânit de Iafet. Și Iafet se locuiesc în corturile lui Sem. Din Sem se trag evreii, iar din Iafet neamurile, marea parte. Și a spus Dumnezeu să lărțească aceste stăpâniri și Iafet, adică neamurile, să locuiască în corturile lui Sem. Adică să intrăm și noi în dreptul de moștenire a lui Israel. Noi a fost și un propovăduitor, dar și un proroc. A profețit cu ceea ce a zis în dreptul acestor copii ai săi. În ce privește relația copilor lui Noe cu Dumnezeu, și aceasta ar putea să fie pentru tinerii de aici, până la un moment dat, relația a mers prin părinți. Cine are părinți credincioși, până la o vreme, până la maturitate, poate să se îngadreze împreună cu ei. Și Dumnezeu ține cont și de copii. Dar când ajung mari, citim aici în capitolul 9, cu versetul 8, Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis, iată am să fac un legământ cu voi, este nevoie fiecare după maturitate să încheie legământ cu Dumnezeu și să aibă relația lui personală cu Dumnezeu. Nu mai puteți merge de la o anumită vârstă pe relația părinților. Și cu sămânța voastră care va veni după voi, fac un legământ că nicio făptură nu va mai fi nimicită în felul potopului și în acel fel, cu adevărat, nici nu va mai fi nimicit nimic. Ce e aici frumos? Ei au adus o jertfă, spune versetul 20, din dobitoacele curate, versetul 21. Dumnezeu a mirosit un miros plăcut și a zis în inima lui. Aceste jertfe cu miros plăcut apar pe întreg parcursul Scripturii. Biblia spune despre idoli că au nas, dar nu miroase. Și totuși, uneori, în Ezechiel 6,13, citim că oamenii aduc jertfe idolilor și că aceste jertfe se plac acelor idoli. Jertfele noastre trebuie să fie de un bun miros înaintea Domnului. Și eu vă citesc doar două versete din Noul Testament, cum ar trebui să arate în vremea noastră o jertfă de bun miros, pe care trebuie să o aducem din partea familiei noastre, că Dumnezeu ne-a ales pe toți pentru mântuire. Citim în Filipeni, capitolul 4, versetul 18. Am de toate și sunt în belșug, spune Pavel, sunt bogat și de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Darurile făcute din inimă. Și nu uitați că Filip era o cetate a Macedoniei din sărăcia lor, au dus o jertfă de bun miros înainte Domnului. Noi, din 7 animale, din 7 perechi ce le-a avut, din ele a adus. Nu din o mulțime mare. Le-au adus cu bucuria că au fost salvați, cu bucuria izbăvirii, cum au cântat evreii când au trecut prin mare. Un alt verset, Efeseni 5:2, spune mai întâi despre Domnul Iisus. Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Și apoi spune versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului.
Cercetați ce este plăcut Domnului, ceea ce are un bun miros înaintea Lui. Să privească cum a privit pe jertfa lui Abel cu plăcere. Jertfele ce le aduce să fie de un bun miros și primite cu plăcere înaintea Domnului. Mai amintesc despre relația fiilor lui Noe cu lumea din jur. Capitolul 7, versetul 7 din Genesa ne spune: și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. O problemă care ne confruntăm în vremea aceasta, când tinerii din familiile noastre ajung la adolescență, la maturitate. Nu mai găsesc acea companie plăcută în familie și încearcă să iasă în afară. Copiii lui Noe aici aveau 100 de ani și până la 100 de ani, dar în jurul acestei vârste era maturitatea la ei, cei care avem familii numeroase. Eu, de exemplu, ca băiat am crescut singur în familie și poate că eram motivat să zic, dar faptul că am crescut singur și în sat la noi nu mai era niciun alt băiat pocăit de vârsta mea. Dar cum este aici, unde în familie de regulă sunt mai mulți băieți sau mai multe fete? Și chiar dacă cineva este unul singur în familie, găsești la nivel de biserică. Mă întreb cum acești tineri au găsit plăcere în ambianța familiei și n-au avut prietenii lor în afară, ca și Samson. Din pricina alpilor potopului au intrat ei în corabie. Ei au crezut ce le-a spus Dumnezeu, ce propovedea tatăl lor, pericolul care îi paște în lumea din afară. Și într-o vreme, când toți se alegeau din fetele oamenilor care erau frumoase, acești copii al lui Noe, și-au luat trei fete, parcă numai trei au fost în lumea exact pentru ei. Alte fete n-au mai fost, că intrau și alea în corabie dacă erau bune. Că pentru câți băieți pocăi sunt, Dumnezeu atâtea fete pocăite pregătește. Și dacă n-ajung, mai pregătești. Și invers. Pentru câte fete pocăite sunt, băieți pocăiți pregătește Dumnezeu. Și înainte de căsnicie și după căsnicie, plăcerea lor, după cum s-a amintit duminică despre Iacov, a fost să stea acasă în corturi, cu mama lui, cu frații lui, la părtășie în biserică. Pentru cei care caută părtășia în altă parte, să știți, acolo nu veți găsi nimic bun. O travă, lucruri rele și în final apele potopului. Încercați să găsiți gustul de acasă. Să găsiți acel bun miros pe care să-l dați lui Dumnezeu, să prindeți gustul lucrurilor sfinte, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Aici trebuie și noi ca părinți să avem un rol în a-i face să nu-și piardă gustul lucrurilor bune. După ce sunt crescuți cu lapte duhovnicesc, când ajung mari și vor hrană tare, să le dăm tot hrană tare, dar tot din lucrurile bune și sfinte. Să nu dorească pomul cunoștinței binele și a răului, decât dacă nu vor să asculte. Dar i-am îndemnat pe tineri să ia modelul acestora care n-au vrut, ca și cei trei, patru duși în Babilon, să se ortăcească, să se unească cu cei de afară. Care ar fi fost finalul lor în Babilon? Păi s-ar fi. Credeți că ar fi rezistat niște venetici printre babilonienii de bază, printre haldei? Păi le făceau afacerea că n-avea cine-i salva. Dar așa i-a salvat Dumnezeu? Și pe cei trei în cuptor, și pe cei trei de la potop, aveți o tinerețe, nu vă irosiți. Și nu încercați satisfacția în lumea aceasta, că vin apele potopului. Ei au intrat în corabie din pricina apelor potopului. Și au găsit împreună cu familia gustul pocăinții și lucrurile frumoase. Și s-au realizat foarte frumos în această privință. În ce privește nurorile, un gând. Oricum, credința lor n-au primit-o din familie. Sunt tinere și tineri care se întorc la tinerețe, la Domnul, și părinții lor nu sunt convertiți. Dacă aceasta o fac și o înțeleg din toată inima lor, atunci Dumnezeu în căsnicie le va purta de grijă ca atare. Și vor putea să realizeze după căsnicie ceea ce și-ar fi dorit și n-au putut înainte. Repet, au lăsat Dumnezeilor, familia lor și s-au asociat cu Noe și au intrat în această biserică mică care era corabia. Probabil că aveau și ei un timp de închinare, un timp de părtășie a lor, cum avem noi timpul de biserică. La ei biserica era foarte redusă, cum e astăzi o biserică la țară, 8 persoane. Dar, de fapt, erau 9, nu? 10, 11, de fapt, că erau 3 sus, nu? Și cred că erau, Dumnezeu le șoptea, le transmitea mesaje. Și un an de zile în corabie, imaginați-vă să stați împreună, soțul, soția, trei băieți și trei nurori, un an de zile închiși într-o cameră. Ce-ați face un an de zile acolo? Ce-ați făcut ei în corabie? V-ați gândit la asta? Că de muncă nu a fost, probabil că se dea la animale, dar relația și părtășia dintre ei,
Pentru ei, cum spunea un frate aici, și dacă ar fi să mă lase cineva în concediu, dacă ar fi să mă lase cineva în liber, cea mai frumoasă părtășie pentru mine ar fi să stau acasă cu familia. Și unde este o familie credincioasă, nici ieri nu mi-e frumos decât acolo, în familie. Să stai cu soțul, cu soția, cu nurorile, cu copii și în părtășie cu Dumnezeu. Că dacă, bineînțeles, te lansezi la alte lucruri care nu sunt bune, părtășia se strică imediat. Nu mă abordează un subiect, cum ar fi împărțirea moștenirii, probleme, succesiune, diferențe. Imediat se strică. Și nu mai stau doi, soțul cu soția, de cum cu copii și cu nurori cu tot. Dar ei n-avea nimic de împărțit. Ce se împarte lumea asta? Tu stai să vedem, pe unde ne repartizează Dumnezeu cu corabia? Unde ne mai amplasează și pe unde ne duce? Ce să împărțim? Casa? Păi de asta așa arde. N-au avut nimic de împărțit. Probabil Dumnezeu știu că ți-l-a făcut la fiecare acolo patul lor în corabie. Sau știu ce au de făcut. Este o familie la care va trebui să meditați tot timpul, în vremea asta, când așteptăm să fim luați într-o corabie nevăzută și deodată stăm în această corabie văzută a bisericii și peste întregul pământ va veni distrugerea. Și în final, închei amintindu-vă trei gânduri în dreptul acestei familii și acestor oameni. Umblarea cu Dumnezeu trebuie să fie, în cazul lui Noe, a fost de câteva sute de ani. 500 înainte de a-i spune, 600 apoi când a venit potopul, 500 când înainte de a naște copiii și încă 350 de ani după potop. Aproximativ mileniul 3 înainte de Hristos l-a ocupat în întregime acest Noe. S-a născut la vreo 100 și ceva de ani după ce a murit Adam. A trăit Noe până în timpul lui Avram, nu știu dacă a știut aceasta, datorită vieții lui lungi. Enoch a trăit 300 de ani, nouă ne este dat să trăim vreo 70-80 de ani. Dar urmează apoi să trăim veșnicia. Trăim cu Dumnezeu, vom explora noi și noi domenii. Ca și când citești Biblia, de fiecare dată când o citești, găsești ceva nou. Uitați-vă, dacă vine cineva, un om anumit, te duci în mijlocul naturii cu un om care e tot cunoscător. A câte și câte să fie unul ca Solomon, să scrie despre copaci din pădure, despre plante, despre toate. Păi ce frumos ar fi în pădure, despre orice plantă ar fi să dea nu știu câte explicații, să scrie un volum. Să dea explicații la toate și la toate, așa umblând cu Dumnezeu, că suntem noi de mici, cât de Dumnezeu de mare și de tot puternic, nu ne vom mai sătura. Ne vom minuna de frumusețea templului său, de a umbla cu el. Cât e de frumos o oră, două în biserică, când simți așa părtășie cu Dumnezeu, te rup de pământul acesta care se atât de sătui uneori. Dar imaginați-vă ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Și apoi vom continua cu el în veșnicie. Și ce vom fi? Încă nu putem pricepe cu mintea, dar oricum va fi ceva peste orice extaz și peste orice fericire. Mai mare fericire și frumusețe în lumea asta decât să umbli cu Dumnezeu, nu cred că există. N-are ce să fie. Să umbli cu diavolul, toată ziua te înțeapă pe la coaste. Te tulbură cu gânduri rele. Dar cu Dumnezeu, totul va fi frumos la nivelul gândirii, la nivelul inimii, o pace, liniște. Așa au fost oamenii lui Dumnezeu. Și așa au murit în această linie și așa vor continua dincolo și vor exista apoi o veșnicie. De aici începe această umbare cu el. Un al doilea punct. Astăzi este aidoma, spunea Domnul, ca și în timpul potopului. Și spune 1 Petru capitolul 1, versetul 10, că oamenii Dumnezeu, proroci, care au prorocit despre harul care i-a păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Noe a făcut din corabie ținta vieții lui. Oamenii din Vechiul Testament au făcut din mântuire ținta lor. Spune Pavel în Filipeni 3, eu fac un singur lucru. Uit ce a fost în urmă, uit tot ce este în lateral sau în față. Eu alerg înainte, spunea Domnul, căutați mai întâi lucrul acesta. Dacă marea parte a resurselor noastre, și vom căuta cu tot din adinsul, cum aminteam duminică despre Iacov, să dorească nimic altceva, o dorea totul dacă vreți. A vrut și Canaanul și multe lucruri, dar în primul rând veșnicia. Când o dorești cu adevărat și faci din asta ținta, atunci să știi cu adevărat că ai parte de ea. Dar dacă și te aduci cu Dumnezeu ca nevastă lui Lot și te uiți înapoi spre Sodoma, nu știi exact dacă o să mai rămâi sau o să mergi. Și în vremea aceasta, uitați-vă dumneavoastră, mulți se întorc înapoi. Orca și Coreș spun că vor să aleagă o căpetenie, se întoarcă în Egipt, unii se întorc de unii singuri, alții se duc la alte popoare străine, trecând la alte credințe. Și doar unii merg înainte ca și Caleb. În pofida tuturor pericolului le spun, noi mergem înainte, cu Dumnezeu îi vom mânca. Ce șanse? Credeți că nu era și în vremea lui noi oameni care să-L destabilizeze, să-L necăjească? Nu. A spus, noi ne ținem de asta. Și au ajuns
moștenitorii aceleși făgăduințe care se capătă prin credință, ne spune Cartea Evreilor. Pentru că a crezut și s-a ținut tare de asta. Și în final, al treilea lucru, câte familii n-au fost atunci? O singură familie a supraviețuit dincolo. Ți-ai pus problema în dreptul familiei tale, vei supraviețui dincolo? Câți din familia ta vor scăpa de potop? Câți din familia ta vor intra cu tine în corabie? Tu vei intra? Ți-a promis Dumnezeu? Ți-a spus? Ți-a zis Dumnezeu să intri în corabie? A intrat când ți-a spus? Va închide ușa. Cum ai făcut-o la corabie? 7:16. Dumnezeu a închis ușa după el. Dumnezeu nu va închide ușa până nu intră noi și ai lui. Și după ce intră toți, va închide ușa. Și închei cu acele versete din Petru care ne aduc în față o altă imagine a potopului care va veni. 2 Petru 3 cu versul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece. Atunci nu va fi distrus numai pământul și cerurile care sunt afectate de păcat și de diavol. Se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el, cu casa ta, cu ce ai adunat tu, cu oamenii tăi, pe cei reci împreună cu pământul vor fi miciți. Vor arde ca miriștea, spune Maleahi 4. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, noi ne-am pus ținta în lucruri care se strică sau ne luptăm în primul rând pentru o corabie și pentru familia noastră. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și evlavioasă? Căci după cum n-a intrat în corabie decât cei neprihăniți, la fel va fi și acum. Așteptând și grăbind venirea zilei Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri. Ce zi va fi atunci? Numai o casă arde și parcă ceva e catastrofal și vezi imaginea de la distanță. Imaginați-vă când va cădea foc din cer peste tot pământul și va arde totul. Se vor uita oamenii care vor muri într-o fază mai ulterioară, cum se distruge totul și cum vor arde și ei. Și totul va fi distrus și năruit. Dar noi, după păgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri. Domnul s-a spus că după cum ei așteptau potopul, Dumnezeu a spus, va veni potopul, la fel Domnul ne-a spus, nouă va veni un alt potop de foc. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, exact cum a fost găsit Noe. Fără vină, el era fără pată și în pace, adică cu acea roadă a Duhului Sfânt. Și astfel Domnul ne va lua la el. Domnul să se îndure de familiile noastre, în primul rând să sprijinească capii de familie, să facă din ei un Noe, care să trăiască neprihăniți prin cuvânt și să umble cu Dumnezeu pe baza Duhului Sfânt. Oameni care Dumnezeu poate din când în când să le transmită mesaje concrete pentru familie și pentru vremea care vine. Și din surori să facă Domnul și de femei ca nevastă lui Noe, care să știe să stea la locul lor și să adune toată familia împreună cu soțul, copii și chiar nurori și jineri, cum i-au spus îngerii lui Lot, adună ce ai, fete, copii, nurori, băieți, jineri, nurori, adună-i să fie salvați cu toții. La Noe toți au fost salvați. La Lot, mai puțin. Dea Domnul, noi să fim o imagine asemănătoare cu a lui Noe. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.